Timp de 5 zile, mai multe sportive din Slatina, dar și din străinătate, se află într-un stadiu de pregătire înaintea campionatelor oficiale. Sub îndrumarea antrenorului emerit Petre Arnăutu, tenismenii au un program bine stabilit. Suntem într-un stadiu de pregătire al sportivei Ciobanu Irina. Diaconu Adina nu a participat pentru că este în perioadă competițională în Franța, acolo unde joacă. Noi sperăm ca și ea în următoarea perioadă să vină la pregătiri comune. Astăzi avem și în perioada de 5 zile în care se va desfășura acest cantonament, avem doi sportivi din Serbia. În perioada următoare, Irina va avea un program competițional încărcat. Pregătirea merge foarte bine. Vin după o perioadă de meciuri și urmează o perioadă de aproximativ 2 luni în care o să plec la Open-ul Omanului în perioada 25 februarie. De acolo o să plec direct în Singapore. Pe data de 7 începe deja concursul. Acolo urmează să petrec câteva zile. Sper să am o prestație foarte bună, după care mai am încă 4 meciuri în Polonia. Și mai am încă un Open în Qatar, iar în luna aprilie avem campionatul național individual de seniori. Noua sală de tenis de masă din Slatina, de pe strada Basarabilor, sunt așteptați toți cei care doresc să facă mișcare. Pe lângă perioadele de pregătire care le avem cu fetele de lot național și sportivii de la CSM, sigur că sala e deschisă tuturor oamenilor care doresc să facă mișcare. Se pot înscrie și după un program pe care îl vom stabili, poate să vină să se destindă, să zicem, o oră, două, în această sală foarte frumoasă, foarte primitoare, așa după cum vedeți. Noi îi așteptăm.